Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Moscova. Declarația a venit de la Ministerul Rus de Externe, care dă exemplu modernizarea bazei Mihail Cogălnicianu. Context în care instituția condusă de Sergei Lavrov spune că va monitoriza acțiunile României, va evalua riscurile și va ține seama de ele în timpul următoarelor planificări militare. Era de așteptat ca anunțul recent al construirii bazei de la Cogălnicianu, de fapt al extinderii bazei, pentru că ea există, și a extinderii sale la dimensiunile unui mic orășel, va provoca reacții în rândul liderilor de la Kremlin. Până la urmă, unul dintre motivele prin care legitimează atacul asupra Ucrainei este chiar faptul că aceasta își dorea aderarea la NATO și existența și exista posibilitatea unor baze militare acolo. Pe termen lung însă pot să existe o serie de evoluții, dar astea care țin mai ales de evoluțiile politice din statele NATO. Populația Rusiei, într-o majoritate importantă, îl susține pe Vladimir Putin și politicile sale. Dincolo de mișcările sau încercările de dizidență izolate, în Rusia există un sprijin pentru politicile lui Putin, dovedit inclusiv la alegeri, chiar dacă, în fine, au fost probabil vicieri ale rezultatului, dar să ne uităm la votul în străinătate, unde s-a votat masiv Putin, deci oameni care nu se aflau sub dictatură, să spunem. Deci, da, se folosește acest moment emoționant, să spunem, sau această tragedie pentru a legitima acțiunile Rusiei.